Viața la țară a contat foarte mult în formarea lui Ion Vlasiu, scriitor și sculptor talentat și productiv, născut în satul Lechința de pe malul Mureșului în 1908. În copilărie, satul natal îi se părea imens, fără sfârșit, ca și lui Grigore Vieru, ca și altor scriitori români care au copilărit în mediul rural. Iată un fragment din volumul memorialistic Am plecat din sat, publicat de Ion Vlasiu în 1939, cu 2 ani înainte de intrarea României în război. Satul mi se părea mare, fără margini, mare cât o lume. Dealul din apropierea lui era un zid apărător ridicat de uriași. Dacă îl priveai în lung, ochii îți fugeau pe creste, apoi deodată dealul se rupea ca tăiat de zmei. Se făcea o râpă de lut galben cu crăpături și găuri negre, deasupra căreia se roteau ulii negri și ciori afurisite. În reprezentarea copiilor, satul este nemărginit, nu numai pentru că are o întindere mare raportată la pașilor mici, ci și pentru că este atot cuprinzător, o întreagă lume. În perimetrul lui se află și case și grădini, și biserică și loc de horă. Nu lipsesc nici evenimentele, botezul, nunți și înmormântări. Există și un fel de presă, gura satului, datorită căreia sătenii știu tot despre toți, chiar și când unuia îi naște vaca sau când altul aduce o căruță cu lemne de la pădure. Țăranii își produc ei înșiși tot ce le trebuie, și mâncare, și haine, și adăposturi, și povești, și cântece. Nu întâmplător, sociologi și etnografi din toată lumea veneau înainte de război în România, invitați de Dimitrie Gusti, să studieze satul românesc ca pe un exemplu de comunitate armonioasă. Ion Vlasiu își amintește, printre altele, cum se desfășura hora în sat. Atunci feciorii se adunau în șir, se prindeau în lanț, cât era drumul de larg, luau ceterași între ei și începeau să horească. Mamă, ce mai cântece! Glasurile se făceau una cu satul, cu Mureșul, se unduiau aprinse ca bobotăile aduse de vânt, se înălțau în sus până la nori, iar se lăsau în jos, păreau că sărută pământul, apoi se răsfirau departe până la vii, peste care noaptea cădea cu stele cu tot. Povestea vieții memorialistului este simplă și înduioșătoare. De mic copil a avut necazuri, fiind urât la înfățișare și gângav. Satul întreg râdea de el, dar la vârsta de 6 ani, când a intrat la școală, a reușit să se împrietenească cu unii copii din vecini, cărora mama lui Ionel le făcea pe ascuns daruri ca să se joace cu el. Când a intrat el la școală, era 1914, a izbucnit primul război mondial și tatăl său a plecat în război să sape tranșee în Galiția, de unde nu s-a mai întors. A murit acolo de holeră. Anii războiului, cât a făcut școala primară, au fost destul de grei. Autoritățile rechiziționau totul pentru front, chiar și clopotele de la biserici pentru a face gloanțe. Când s-a terminat războiul și s-a întemeiat România Mare, a murit și mama lui Ionel, astfel încât bunicul după mamă l-a luat pe băiatul rămas orfan la doar 10 ani la el acasă, în satul Ogra. În casa bunicului erau mai mulți copii. De asemenea, mai trăia și străbunicul, care povestea frumos diferite istorii. Iar bunica, căreia îi se spunea Buna, era chiar o femeie bună, pâinea lui Dumnezeu. După absolvirea școlii primare, învățând bine, Ionel a urmat școala de meserii în orașul Târgu Mureș, de unde fugea câteodată înapoi la Ogra mânat de dor, spunându-le alor săi că era bolnav. În această perioadă participă la întrunirile unei societăți culturale numită George Coșbuc, ba chiar montează piese de teatru și organizează reprezentații pentru a câștiga câțiva bănuți. Terminând școala de meserii la 17 ani, Ionel s-a angajat la o fabrică de mobilă, de unde a fost dat afară după o lună pentru că nu a vrut să lucreze duminica. A încercat să urmeze Academia de Arte Frumoase la București, dar a eșuat. După ce mai înainte, vrând să se facă preot, nu a intrat la seminarul teologic de la Blaj. Până la urmă a reușit să intre la Academia de Arte Frumoase din Cluj, unde a urmat 2 ani, având mari greutăți materiale și fiind nevoit să lucreze în paralel în atelierele de tâmplărie de la CFR.
S-a îmbolnăvit de tuberculoză după ce a lucrat câtva timp ca tâmplar la CFR. Totuși, după ce a stat câteva săptămâni într-un sanatoriu, s-a făcut bine. A venit primăvara în sat și, într-un moment de inspirație, Ionel s-a apucat de sculptură. A cunoscut o fată cu ochi albaștri, Anicuța, de 16 ani, cu care se scălda în apa Mureșului. Până în toamnă a reușit să facă 19 sculpturi și a deschis o expoziție în Târgu Mureș cu ajutorul prietenului Aurel Ciupe și al unor profesori. A avut mare succes vânzând o parte din lucrări cu prețuri bune. Este încă o dovadă că înainte de război, satul furniza orașului oameni de valoare, iar orașul, chiar dacă nu reacționa imediat, până la urmă îi adopta și le oferea posibilitatea să se afirme.